Bine ați venit la Medicast, dialoguri sănătoase astăzi cu dr. Mihai Ionescu, medic primar chirurgie generală în cadrul Spitalului Medicover, chirurg de excelență în chirurgia metabolică. Bună ziua! Bună ziua! Discutăm caracteristicile potrivite pe care trebuie să le aibă o persoană pentru operația de micșorare a stomacului. Care ar fi acestea? Criteriile matematice sunt destul de simple. Un pacient ca se gândească că s-ar putea opera de obezitate, trebuie să fie obez. Asta înseamnă că trebuie să aibă un indice de masă corporală peste 30. Indicele de masă corporală este un raport între greutate și înălțime. Dacă este peste 30, avem obezitate gradul 1. Dacă este peste 35, obezitate gradul 2, peste 40, gradul 3. În mod normal, criteriile de indicație certă sunt obezitate gradul 3 sau obezitate gradul 2 cu boli asociate. Mai nou de câțiva ani se consideră ca sigură și chirurgia la pacienți cu obezitate gradul 1. Altfel, un candidat potrivit ar fi acel la care înțelege că este o chirurgie eficientă, sigură, standardizată, dar care are nevoie și de o înțelegere și o bună ricoare din partea pacientului, pentru că doar așa obții rezultate bune. Operația este doar o jumătate din rezolvarea problemei, în cealaltă parte se referă la menținere, iar menținerea aparține pacientului în principal. Dar există și vreo limită de greutate, că ați vorbit doar de indicele de masă corporală. Și nu știu câți oameni își calculează acest indice ca să-și dea seama dacă suferă de vreunul dintre aceste grade de obezitate. Greutatea de una singură nu este relevantă dacă nu este raportată la înălțime. Doar așa obții un indice de masă corporală care să spună dacă ești obez sau nu. Există foarte multe site-uri pe internet unde ne putem introduce datele și ne le calculează instantaneu. Pacienții ar trebui să învețe că cam ăsta este criteriul principal. Dar vârsta, vorbim de o vârstă prea înaintată sau prea mică? 18-69 de ani este intervalul recomandat. Operația se poate face și la adolescenți, începând cu vârsta de 14-15 ani. Și ce tipuri de evaluări sau teste medicale folosiți pentru a determina candidatul potrivit pentru operație? Pachetul de teste preoperatorii este unul destul de lung, presupune consulturi în discipline medicale diverse, explorări imagistice de genul ecografiilor, endoscopie digestivă superioară, teste de sânge, EKG, consultul cardiologic, multe teste care să ne dea o imagine globală asupra sănătății pacientului. Să zicem că un pacient a trecut prin toate aceste teste, dar nu este desemnat ca potrivit. Există alternative la operația de micșorare a stomacului pe care puteți să le sugerați? Da, există metode alternative în sensul unor manevre endoscopice, adică montarea balonului gastric pe cale endoscopic, care este o manevră mai puțin invazivă decât chirurgia și care are rezultate potrivite cu capacitatea balonului de a ocupa un volum anume din stomac, a împiedica pacientul să mănânce și a slăbi în consecință termen de un an de zile. Balonul este o intervenție temporară, după un an de zile majoritatea balonelor se scot. Înțeles. Ce se întâmplă în cazul femeilor care vor să rămână însărcinate? Pot ele accesa o astfel de intervenție? Cu siguranță, cu condiția ca sarcina să nu apară mai devreme de un an de zile de la orice intervenție bariatrică. Deci o femeie însărcinată nu poate trece prin această intervenție? Nu. Ok, am înțeles. Dar cum se poate transforma un candidat din neeligibil în eligibil? Păi destul de simplu. Îi descoperi problemele care fac nepotrivit pentru operație la momentul respectiv, îi tratezi comorbiditățile, îl echilibrezi și îl aduci pe linia de plutire și îl operezi. Dr. Google lasă impresia că această operație este foarte ușor de făcut și oricine poate să ajungă să o facă oriunde, oricând. Care este realitatea? În teorie așa e, doar că nu e bine sau n-ar fi bine să gândim așa. Oricine este obez și are probleme în sănătatea asociate ar trebui să se poată opera. Din păcate, în România nu există un program de chirurgie a obezității. Există planuri în acest sens și sper că cât de curând să vă pot da o veste bună. Dar după acest moment apare
criteriul de cum înțelegi medicul, cum înțelegi spitalul. Și aici e important să faci o anumită research ca pacient, să te asiguri că chirurgul care te va opera are experiență, că operează într-un spital unde nu lipsește nimic, unde respectă toate regulile comunității chirurgicale internaționale și unde te va urmări pe termen mediu și lung pentru a fi lângă tine și a vedea că rezultatele apar și le și menții. Astfel că n-aș recomanda există metode alternative la chirurgii din România la ora actuală, n-am să spun unde și în ce fel, numai că nu m-aș duce și n-aș alege prețul cel mai mic, pentru că în spatele lui se află o anumită explicație. Un preț este mic nu degeaba, un preț este mic pentru că anumite lucruri nu se fac sau se fac așa cum nu trebuie sau se face rabat de anumită calitate a tratamentului medical. Și atunci, atât timp cât nu ne operăm în fiecare lună sau în fiecare an, aș alege acolo unde sunt sigur că toate rigorile sunt respectate și voi avea parte de cea mai bună abordare a actului medical. Perfect. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Dacă deocamdată nu sunteți un candidat potrivit pentru operația de micșorare a stomacului, vestea bună este că puteți deveni pentru o viață sănătoasă și liniștită. Pe curând!